multe informații pe care le-am aflat zilele astea, unele dintre ele foarte, foarte grave. De exemplu, ce gaze au folosit? Au folosit gaze de război. Nu doar gaze lacrimogene, ci gaze iritante defensive de război. Asta de obicei le folosește infanteria de război atunci când vrea, de exemplu, când e atacată și vrea să țină la distanță inamicul sau se retrage și din retragere aruncă gaze, grenade de asta cu gaze iritante sau chiar din alea care se aruncă cu un fel de pistol de tulumbă, se aruncă la 2-3 metri distanță. Ei aruncau gazele astea peste mulțime absolut pașnică. Sigur că toate astea e la ideală. Eu am informația asta, le dau și la procurori. Gazele astea se importă din Cehia, de către Armata Română, Ministerul Apărării, și este un mister cum a ajuns la jandarmerie. Jandarmeria le poate folosi doar pe timp de război, când trupele de jandarmi devin trupe de infanterie și merg pe front. Pe timp de pace, împotriva manifestanților, nu au voie să folosească nici dacă manifestația e violentă. Atunci au alte metode, tunuri cu apă și gaze lacrimogene, nu gaze de război. Gaze de război sunt foarte periculoase și au efect pe lungă durată. Lacrimogenele se duc repede și doar la ochi, nu ajung în plămâni, adică nu afectează căile respiratorii. Vom afla și noi acum cum ce, cu Coș, Carmen Dan, Dragnea, cine a dat ordin să aducă acest astfel de gaze în Piața Victoriei, unde nu era niciun de pericol. În curtea guvernului, asta sunt informații certe, din interior le știu, că azi am aflat, tot în premieră le-am dat și le dau și mâine la parchet. Erau câteva zeci de luptători special de la trupele de jandarmerie dotați cu muniție de război. Atenție! La manifestație publice, indiferent de gradul de risc, nu se merge cu armament. Se merge cu asta de descurajare, cu tunuri, cu apă, cu gaze lacrimogene și cu bastoane și cu bastoane de-asta electrice, dar nu se merge cu armament, cu niciun fel de muniție. Ei bine, ei nu numai că aveau muniție, aveau muniție de război, de aia care merge pe front, că-mi puși tiranicul, dacă e cazul, care se luptă în estul Ucrainei, de exemplu. Ei au adus, pentru că anul trecut tâlharii au transformat guvernul României, Palatul Victoria, i-au dat statutul de obiectiv militar. E unitate militară guvernul. Nu mai pot intra decât ca într-o unitate militară, cu consemnele, cu verificările respective. Cu alte cuvinte, dacă spargi un geam la guvern, te pușă cu mitraliera. Vă amintesc faptul că nici măcar Ceaușescu, în Comitetul Central în 89, unde acum în Comitetul Central e Ministerul de Interne, unui Carmen Dan baricadat acolo, de unde a coordonat până la 3 noaptea represiunea această nemernică, această criminală, acest preș al lui Dragnea, și Ceaușescu pe 21-22 s-a baricadat în Comitetul Central până a fugit în elicopter pe 22 la prânz, dar n-a deschis focul. Și nu avea muniție de război, aveau doar cei de la pază și gardă, de la dezajigea securității, dar n-au tras în glonț. Ăștia l-au pregătit în curtea guvernului să deschidă focul.